Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În videoclipul de față vom asambla un alt kit cu jocuri de lumini, ce are la bază integratele NE555 și CD4017. Bun, haideți să-l scoatem din această pungă. Aici e lista de componente și probabil spune la cât se alimentează, cred, dar acum nu stau să-l traduc, că nu știu. În montaj am observat o mică greșeală de calcul în cazul rezistorilor de limitare a curentului, cele în serie cu LED-urile. Nu că ar fi greșit, LED-urile luminează și așa, dar eu vreau să fie același curent de trecere prin fiecare. Observăm că LED-urile sunt puse în grupuri de câte 3, fiecare grup câte 4 în serie, asta înseamnă că prin fiecare grup va trece 20 de miliamperi, 20, 20, 60 de miliamperi. Și căderea de tensiuni va fi în funcție de culoarea LED-ului. În cazul LED-urilor roșii va fi de 2V, 2, 4, 6, 8, 8V. În cazul LED-urilor albastre va fi de 3, 6, 9, 12V. Mă rog, în cazul LED-urilor albastre, practic poți să alimentezi direct la 12V și nu va fi nicio problemă. Eu însă o să fac așa. O să pun în cazul LED-urilor albastre un rezistor de 1 ohm, iar în cazul LED-urilor roșii voi pune un rezistor de 68 de ohmi. Bun, păi haideți să trecem la asamblarea kitului. PCB-ul are o culoare foarte stranie pe spate. Ochiul liber un fel de galben, un galben mai închis la culoare. Ca de obicei o să punem prima dată componentele pasive cu o înălțime mai mică, rezistoarele și acele diode. În cazul diodelor e nevoie să avem grijă de anod și catod. Întotdeauna catodul, minusul este notat cu o dungă albă sau neagră, în cazul acesta cu o dungă neagră. Un cerculeț negru și pe cablaj vedem simbolul respectiv, în partea aceasta reprezentând catodul minusul. Diodele rapide 1N4148 și rezistoarele au fost puse pe poziții, iar acum urmează lipirea lor, nu înainte de a pune puțin flux pe terminale. Rezistoare și diode lipite, iar acum să tăiem terminalele. Să punem tranzistoarele S8050 bipolare, sunt asemănătoare cu BC547 oarecum. Celălalt aici. Avem și un micuț condensator nepolarizat ceramic 200 de nano. Vine în zona asta aici. Un alt condensator, de data aceasta polarizat, de 10 microfarazi. În cazul acesta, minusul este marcat, iar terminalul mai lung reprezintă plusul. Pe cablaj, la fel, avem plusul marcat și zona hașurată reprezintă minusul. Avem și un semireglabil de 100 de kiloohmi, acel marcaj reprezintă prima cifră semnificativă, a doua și 4 reprezintă numărul de 0-uri. Adică 10 ori 10.000, adică 100 de mii de ohmi, bineînțeles pentru a ne da în kiloohmi împărțim la 1000 și 100 de kiloohmi. Gata. La fel înainte de a le lipi, să punem puțin flux. Fludorul are și el, dar vreau eu să fiu sigur. Că am uitat să strâng suportul. La fel să tăiem terminalele. Recomand când tăiați să țineți degetul, că nu se știe cum sare acel terminal în ochi. Trebuie să fiți sigur. Urmează să punem sochetul DIP 8. Avem grijă la noci, bineînțeles. Da, se vede nociul. Și pe cablaj la fel. Am lipit eu un pin al fiecărui socket pentru a sta pe poziție. Trebuie să punem flux. Voi bineînțeles că în loc de flux puteți să folosiți și colofoniu.
Dar eu am suficient flux, am prea mult. Să punem și LED-urile, cele roșii în partea stângă, iar cele albastre în partea dreaptă. Trebuie să vă spun, cred că deja v-ați obișnuit, că în cazul LED-urilor, de noi, terminalul mai lung reprezintă plusul. Pe cablaj avem notat plusul. Nu avem simbol cu această geată, dar văd că plusul este notat. Componente așezate pe PCB, iar acum urmează lipirea lor. În cazul LED-urilor trebuie să lipim la început doar un singur pin, deoarece este nevoie să le așezăm pe poziție. Și ce? M-am gândit că pot să le îndrept direct pe acest suport, împing fiecare LED în parte și cred că se rezolvă ușor. Înainte de a lipi și celălalt terminal al fiecărui LED, cred că mai bine să le tăiem. Așa le voi lipi mai ușor. Iar acum putem lipi lejer și celălalt terminal. Gata, au fost lipite. Să nu uităm să lipim și conductoarele, firele de alimentare a circuitului. Gata. Să curățăm cu alcool izopropilic. Să nu uităm să punem și integratele. NE555, cel de aici, să îndreptăm pinii în stilul acesta. Eu așa fac și nu am absolut nicio problemă. E în regulă și acum putem să-l punem. Ne uităm atent să fie pe poziție și atunci apăsăm, dar cu grijă, nu tare, până când suntem siguri că intră în socket. Următorul integrat, acel CD4017, cred că ar trebui să fie în regulă. Avem grijă la fel la noci, ca să fie în drept. Punem pe poziție, ne uităm în stânga, în dreapta, ca să fie în socket, să intre bine. Ok, pare să fie în regulă și să îl apăsăm. Eu l-apăs ușor, nu forțăm prea tare până când nu ne sunt siguri. Da, e pe poziție, este intrat. Și acesta este kitul, cele două integrate, CD4017 și NE555. Se pare că chinezii au pus în plus și 3 LED-uri, 2 albastre și unul roșu. Haideți să-l alimentăm, este prima dată. Ia să rotim din acel semireglabil. Mai mult. Am înțeles. Ca un fel de girofar de poliție, nu? Interesant. Da, se învârte de tot în partea stângă, în sens invers a celor de ceasornic și așa este acel efect de stroboscop. Da, interesant. Nu e rău. Haideți să vă arăt și lipiturile din spate,
Cât de cât, atât cât se vede. A ieșit chiar foarte bine. Cam aici să termin acest clip, privind asamblarea unui kit cu efect luminos tip stroboscop, aș putea spune. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!